Iată, ne-a ajuns și la ultimul episod din sezonul 2 din Pandaily, episodul numărul 11. Este un Q&A, tradiționalul Q&A de final de an. V-am rugat să-mi lăsați întrebări în secțiunea de community. Sper că ați văzut-o, găsiți la mine pe canal. Community, găsiți acolo o grămadă posteri pe care le pun aproape zilnic cu recomandări și alte nebunii. Trebuie dovadă și aceste întrebări. Dar până trecem la Q&A, hai să vă explic ce am mai făcut de la ultimul Pandaily și până acum. Am filmat noul videoclip lansat de Bianca Adam împreună cu Miru, Dragă Românie. Eu am fost regizor și cameraman, ca să zic așa. Bie a editat și a ieșit un clip foarte, foarte fain. Vă lăs aici câteva secvențe. La mulți ani ție, Dragă Românie, orice am face noi, fiecare vrea felie. Eu o să au tie felie de bucurie, că poate s-a pierdut adresa și moșul nu vine. Sărbători fericite, Dragă Românie, orice am face noi, fiecare vrea felie. Eu o să au tie felie de bucurie, că poate s-a pierdut adresa și moșul nu vine. Vă spun ceva sincer, nu vreau să vă șochez, dar eu cred cu tărie că moșul e chinez. De-aia e un om normal când își dă jos haina și pe toate toiurile scrie Made in China. După care am filmat cu Radu de la 5 pași, l-am ajutat să filmeze un sketch care o să apară în curând. Vă las o mică parte din sketch, nu vă las mai mult ca să nu stricăm surpriza. Nu știu dacă am voie să spun asta, dar oricum nu s-a uitat Radu la blogurile mele. Motor! Stai, mamă! Motor! Și acțiune! Pot să știu și eu ce e asta! Hai, dubla 2. Acțiune. Pot să știu și eu ce e asta? Păi, te mai întreb o dată. Pot să știu și eu ce e asta? Unde ți-e telefonul? Am fost la finala X Factor, dar asta ați văzut deja, pentru că am postat clip de acolo. A fost foarte fain. Mă bucur că câștigă Jeremy și sper să mai auzim de el și pe viitor. Poate face colaborări cu Adina Răducan, cealaltă câștigătoare de X Factor din echipa lui Brenciu. Săptămâna ce tocmai s-a încheiat, am mai filmat o chestie care este deja pe canal. Cei de la Alex and the Fat Penguins au făcut un concert spontan în fața guvernului. Au cântat piesa Just a Fool cu boxe, cu mixere, cu tot ce trebuie. Foarte, foarte mișto a fost. Clipul îl găsiți evident pe canal. Hai să trecem la Q&A. Stai că mă trolează. Așa, da. Trebuie să vă anunț că mi s-a stricat camera. Asta e camera mea, dar acum filmez de pe camera lui Lucian, căci la mine nu mai merge mufat de microfon, de-aia ultimele vloguri s-au auzit ca urul. Așa că până îl duc în service, că am vrut să-l duc acum, dar erau băieți în vacanță, o să folosesc camera lui Lucian de la mahmur.info, mulțumesc să trăiți, că na, el are mufă de microfon funcțională. Și acum filmez cu un obiectiv de 50, cam să văd cum se vede. Sper să se vadă ok. Gata! Gata, atâta pauze. Hai să trecem la Q&A. Prima întrebare vine de la Antonia M, care a pus aceeași întrebare ca și MMBB, care mă întreabă de unde cunosc atâta vedete. Am făcut un clip special în care explic cum de cunosc atâta vedete și o să vă las link în descriere ca să îl vedeți pe ăla, că acolo explic un pic mai în detaliu, ca să mai lungim și episodul ăsta, să scăpăm de întrebarea asta. Just Modo mă întreabă ce profil am fost la liceu. Am fost la Mate Info. A fost bine. Mi-a plăcut. White Black Dude mă întreabă ce genuri muzicale ascult și care a fost cel mai tare festival din punct de vedere al line-up-ului. Băi, eu ascult de toate, dar în principal să zicem că îmi place rock alternativ ca gen principal, dar eu ascult de toate, iar legat de festivaluri, cred că până acum cel mai șmecher line-up la care am fost a fost la Rock Werther în 2015, că așa o ea, line-up super mișto în fiecare an, dar și la Siget e foarte, foarte mișto, cred că ediția, tot ediția din 2015 a fost cea mai mișto, 2014 și 2015 a fost cel mai mișto la Siget. Uite, Bobby mă întreabă care este vloggerul român preferat al tău. Este Mariciu. Îl urmăresc zilnic de 760 și nu știu câte episoade are el acolo. E prieten cu mine, îl susțin tot timpul și îl apreciez pentru dedicarea de care dă dovadă, postând în fiecare zi câte un clip. Și mă bucur că începe
ușor, ușor să crească. Un alt YouTuber care îmi place foarte mult și pe care l-am descoperit recent este Lucian Popescu, care face niște vloguri foarte, foarte mișto și pe care chiar vi-l recomand să vă abonați să-l descoperiți și voi. Andy Necșu mă întreabă dacă o să mai fac meeting la Untold. Evident că facem meeting la Untold. Sper că până atunci să ne adunăm foarte, foarte mulți. A fost foarte mișto și anul ăsta. Sper să ne adunăm și mai, și mai mulți anul viitor. Poate chiar la main stage, cine știe, poate o să fiu eu la main stage acolo, MC, habar n-am. Denis Dumitrescu mă întreabă dacă o să fiu la Waha Festival. Încă nu știu, sper să nu se intersecteze cu un alt festival mai mare. Îmi doresc să ajung de ceva vreme, dar nu s-a nimerit până acum. Nan Vlogs Ro mă întreabă cum se obține o acreditare la Untold ca vlogger. E bine, ca să obții acreditare la Untold, trebuie în primul rând să muncești, să ai o platformă pe care să postezi chestii legate de festival, fie că este un vlog, fie că este un site, fie că e un blog, fie că... Mă rog, de să ai o comunitate de oameni care să te citească. Că dacă îți faci tu acum un site și scrii, hei, s-au anunțat trupele de la Untold și nu știu ce, nu știu cum, e posibil să nu primești, pentru că... În vedere că este un festival foarte mare și vin foarte multe cereri și din străinătate și de la noi și așa, sunt și ei, evident, selectivi. Dacă ești bun în ceea ce faci și te remarci prin ceva unic și ai și o comunitate, adică ce scrie acolo și ajunge la cineva, nu scrii doar tu pentru tine, înțelegi? Și pe urmă depui cerere de acreditare, au ei formularul acolo pe site, anunță ei când se fac acreditare și dacă ai noroc, te... Iau băieți. Și mai am o singură întrebare de la Manci TV, care are o mai întrebare aici. Cu ce te ajută o firmă ca Hit Yourself Consulting, Global Entertainment, Viral Studios, Cavaleria? De ce sunt afiliați acolo majoritatea vlogurilor? Ce clauze pun? Ce câștigi dacă ești acolo în afară de un public mai mare? Tu mai primești bani sau comisiune 100%? Trebuie să plătești lunar bani ca să fii într-o firmă de asta? Ei, de unde îți obțin public? De ce nu sunt vlogger pe cont propriu? Mă rog. O firmă ca Hit Yourself Consulting sau Global nu te ajută să ai vizualizări. Nu, ăsta este scopul lor. Scopul... Stai să focalizez asta. Așa. Scopul lor este să te pună pe tine în legătură cu brandurile, pentru că ei te vând, ca să zic așa, pe tine, brandurilor. Adică brandurile vin către agenții cu... o propunere de campanie și zice, bă, uite, pentru asta se potrivește vloggerul X și avem fiul respectiv pentru el. Dacă vrei să-l iei, bine, dacă nu, îți mai recomandăm și alții. Abar n-am, se vede genul. Procentele variază de la unii la alții. Unii au 50%, alții au 30%, depinde cum îți negociezi contractul de la început. Nu trebuie să plătești bani lunar ca să fii într-o astfel de asta. De obicei, te contactează ei când văd că faci ceva super mișto și ai potențial. De ce nu sunt vloggerii pe cont propriu? Pentru că e mai ușor să se ocupe altcineva de partea asta administrativă. De facturi, de contracte, de nebunii, se ocupă agenția și vloggerul stă liniștit și își vede de treaba lui, adică să creeze conținut pentru publicul lui și să adapteze campaniile care vin de la branduri pentru publicul lui, astfel încât să nu își piardă nici din credibilitate, adică să fie sincer în ceea ce face, dar nici să nu fie ca nu ca în perete o reclamă la, nu știu, detergent când tu faci provocări nebune, știi? Nu prea se pupă. De fapt, mă rog, asta se pupă. Ați înțeles voi. M-a întrebat cineva la ce să vă așteptați voi de la mine în 2018. Băi, am o grămadă de idei, cel puțin vacanța asta mi-a prins super bine și abia aștept să le pun în practică. Continuăm, evident, săptămâna cu câte un artist, probabil de pe la jumătatea lui ianuarie. Nu știu dacă să fie chiar în fiecare săptămână, dar probabil odată la două săptămâni sau în funcție de cum se enumerez lucrurile. E posibil să revin la vlog de concert, primul... format de vlog pe care l-am făcut eu. Încă mă gândesc cum să-l fac. E posibil să mai deschid un alt canal pe care să pun chestii mișto, ca să nu fac o ciorbă aici, pe canalul ăsta. Și legat de Pandaily, o să mai sufere încă o schimbare, pentru că nu-s mulțumit de cum au fost episoadele din sezonul 2. Sau, mă rog, cel puțin nu sunt mulțumit de cum au fost primite. Deci, probabil, trebuie să schimb un pic ceva. Gata, am obosit. Am răcit, by the way. Asta este o noutate și este nasol. Cam atât pe Q&A-ul de astăzi.
Urmează și un clip recapitulativ în care facem Panduțul Rewind 2017. Încă nu m-am apucat de el, dar o să vină imediat după anul nou. Gata! Mă opresc aici. Acestea zin fise. Ne vedem la anul. Pa! Filipine să se știe.